Și BioNTech anunță că au dezvoltat un vaccin împotriva variantei Delta a coronavirusului și urmează să-i verifice în curând eficiența. În legătură directă cu noi este medicul Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș. Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenție. Cu plăcere. Când ar putea să apară această variantă și dacă ea ar putea fi cea de-a treia doză despre care se tot vorbește? Probabil că o să apară destul de repede. Aș face următoarea precizare, cu o eficiență mai mare, pentru că și variantele actuale de vaccin pot fi folosite cu brio. E vorba de a crește componenta legată de eficiență și de altfel știți bine că toate companiile producătoare încă de la început au spus că la un moment dat va fi un update care se referă exact la noile mutații. Acum vorbim de varianta Delta, că ne interesează foarte tare, apropo de impact. Cât de probabil este că această doză a treia să fie făcută și în România, domnule doctor? De fapt, cât de probabil e ca această doză să fie de făcut peste tot în lume și în Europa? Că e clar că România va face parte. Probabil că este o probabilitate destul de mare ca lucrul acesta să se întâmple în toamnă. De ce? Pentru că vorbim de variante noi și în plus venim și cu o stabilitate mai mare legată de imunitate. Nu ar fi neapărat o problemă legată de doză, eu m-aș gândi cum ne pregătim pentru situația mai grea care poate să vină și cum reușim să rămânem echilibrați și cu calm, așa cum cred că am făcut în toată pandemia sau așa trebuia, și să ne gândim că nu contează numărul de infectări. Până la urmă ne interesează nu numărul de infectări, ci ne interesează dacă sunt cazuri severe și care presupun într-adevăr spitalizare. Domnule doctor, este deja o problemă cu ritmul de vaccinare în România. Este o poziție foarte controversată, făcută de renumitul medic Vasile Astărăstoaie, fostul președinte al Colegiului Medicilor, cel care scrie pe pagina sa de socializare că se va vaccina anticovid atunci când va apărea și varianta Omega. Am încheiat citatul. Nu cred că e de comentat. Cred că vom ajunge la o concluzie clară și în momentul în care se va termina pandemia, când vom trage o linie, vom vedea ce a însemnat campania de vaccinare ca etapă. Și putem să vedem de altfel ce se întâmplă în țările care au un nivel crescut de vaccinare, Israel sau Marea Britanie. Acolo este exact ceea ce spuneam. Sunt infectări, dar formele severe sunt rare procentual. Este ceea ce contează. Nu ne pune viața în pericol. Până la urmă, de aici ar trebui să plecăm. Mulțumesc, domnule doctor, pentru intervenție.